Bine ați venit la Sala Eforie, Jean Georgescu a Cinematecii Române. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în această seară specială pentru Arhiva Națională de Filme a României. Este o seară specială deoarece Arhiva Națională de Filme Cinemateca Română a fost înființată ca Arhiva Națională de Filme Cinematografice, organism în subordinea Ministerului Învățământului și Culturii, într-o zi de 4 iulie, acum exact 6 decenii. Prin urmare, data de 4 iulie nu este doar Ziua Independenței, Zi Națională pentru Statele Unite ale Americii, ea poate fi decretată și Ziua Arhivei Naționale de Filme a României. ANF este o instituție publică de interes național, aflată în subordinea Centrului Național al Cinematografiei, CNC, la rândul său subordonat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Obiectul de activitate al ANF este reprezentat de evidența, cercetarea, colecționarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului de filme național, precum și organizarea de evenimente cinematografice și promovarea culturii cinematografice în România prin sălile de cinema Eforie, Jean Georgescu, în care ne aflăm, și Union Paul Călinescu ale Cinematecii Române din București. În colecția de filme a ANF se află peste 36.000 de titluri, producții cinematografice române și străine, din 60 de țări ale lumii, lungmetraje și scurtmetraje de ficțiune, documentare și de animație, jurnale și actualități. Cele peste 125.000 de copii din depozitele ANF, puse cap la cap, ar avea o lungime totală de 113 milioane de metri de peliculă. Colecția de materiale non-film a ANF include aproximativ 9.000 de cărți de specialitate, 16.500 de periodice și reviste, 22.000 de afișe de film, 1.000 de dosare de producție de film românesc, 37.000 de fotografii și 1.460 de scenarii tipărite. Colecția ANF reprezintă o parte indispensabilă a patrimoniului cultural al României. De pildă, filmele non-ficționale din acest patrimoniu unic documentează ultimii 120 de ani din istoria poporului român. Se poate spune așadar că ANF are o importanță inestimabilă pentru generațiile de astăzi și de mâine. În 1959, la 2 ani de la înființare, ANF a devenit membru provizoriu, iar în 1960, membru deplin al Federației Internaționale a Arhivelor de Film, fondată în 1938, iar din 1991, încă de la înființarea Asociației Cinematecilor Europene, ANF este membru cu drepturi depline și al acestei organizații. Ținem să-i amintim cu recunoștință pe directorii care au condus arhiva în primele 6 decenii de existență. Aurel Lup, Dumitru Fernoagă, Eugen Mandric, Marius Teodorescu, Nicolae Zeicu, Henri Dona, Nicolae Niculescu, Sebastian Iosif, Marian Părianu, Floarea Ion, Savei Stiopul, Anca Mitran, Bujor Răpeanu, director general între 1999 și 2001 și în perioada de interimate din ultimii ani, Nicoleta Manolache, Viorica Radu și în prezent Mihai Fulger. Cu ocazia aniversării a 6 decenii de la înființarea ANF, domnul Lucian Romașcanu, ministrul Culturii și Identității Naționale, a adresat următorul mesaj arhivei și angajaților ei. Așadar, cu ocazia aniversării a 6 decenii de la înființarea Arhivei Naționale de Filme, vă transmit dumneavoastră și tuturor celor care și-a dedicat viața profesională protejării și conservării patrimoniului cinematografic românesc cele mai sincere felicitări. Arhiva Națională de Filme este o instituție culturală deosebit de importantă, având în vedere rolul său în ceea ce privește protejarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cinematografic național. În ultimii ani, cinematografia românească a devenit tot mai cunoscută lumii întregi prin numeroase premii câștigate la cele mai prestigioase festivaluri internaționale, precum cele de la Cannes, Berlin și, iată, Shanghai. Dar cinematografia românească are o tradiție, iar păstrarea acestei tradiții și transmiterea ei generațiilor următoare cade în sarcina Arhivei Naționale de Filme. Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea disponibilitate și vreau ca împreună să găsim soluțiile prin care acest patrimoniu să fie mai bine valorificat, dar și cele prin care condițiile în care personalul arhivei își desfășoară activitatea să fie îmbunătățite. Cu deosebită considerație, Lucian Romașcanu, ministrul Culturii și Identității Naționale. Se vor da niște diplome în seara aceasta. Doamna Anca Mitran este cel mai longeviv director din istoria ANF. Ea a administrat patrimoniul arhivei timp de 17 ani, între 1997 și 2014, devenind apoi director general al Centrului Național al Cinematografiei. Astfel, de numele Anca Mitran se leagă în cea mai mare măsură procesul de modernizare al ANF de după 89. Din păcate, doamna Anca Mitran nu poate fi alături de noi în această seară, este plecată din țară, dar ea ținut să le mulțumească prin vocea noastră tuturor celor prezenți aici în această seară și să le reamintească celor mai vechi angajați ai ANF că sunt responsabili de educarea generațiilor viitoare pentru ca viitorul arhivei să fie lăsat pe mâini bune. În această seară se află alături de noi angajați ANF mai vechi sau mai noi, prieteni care au fost aproape de această instituție timp de mai mulți ani sau chiar decenii, precum și spectatori fideli ai Cinematecii Române, unii încă de la înființarea acestui departament al ANF în urmă cu 55 de ani. Conducerea ANF a decis să acorde, începând din acest an de Ziua Arhivei Naționale de Filme, două tipuri de diplome. Este vorba mai întâi de diplomă de excelență, oferite în semn de gratitudine criticilor și istoricilor de film, care prin îndelungata lor activitate în cadrul Arhivei Naționale de Filme și al Cinematecii Române au contribuit la promovarea culturii cinematografice în România. Apoi se acordă diplome de onoare angajaților modele ai ANF, în acest an fiind vorba de cei mai vechi angajați ai Arhivei, care și-au dedicat decenii întregi instituției noastre. Îl invităm pe scenă pe actualul director al ANF, criticul Mihai Fulger, pentru a înmâna aceste diplome. Așadar, prima diplomă de excelență a Arhivei Naționale de Filme îi se acordă pentru activitatea meritorie în cadrul ANF și pentru contribuțiile importante în istoria filmului, doamnei Cristina Corciovescu, critic de film, care, printre numeroase altele, a desfășurat o amplă activitate între 68 și 87 la ANF în domeniul arhivisticii și documentării cinematografice, care, dator responsabil al reputatului caiet de documentare cinematografică și al seriei Bibliografia Cinematografică Internațională. Bună seara! Bună seara! Este un moment plăcut și în același timp un moment emoționant, pentru că în ANF au existat oameni extraordinari, care astăzi nu mai sunt, poate sunt, undeva aici cu noi, nu știu. Mă gândesc la Dumitru Fernand, la Mihai Tolu, la Irina Coroiu, la Aurora Bancaldi, Lelia Purex, de la Chintescu. Oameni, poate mulți dintre dumneavoastră nici n-au auzit despre ei, pentru că munca de arhivă nu este o muncă spectaculoasă care să te umple de glorie. Este o muncă aproape de anonimat, care se face cu pasiune. Sunt oameni pe care eu i-am găsit în arhivă în momentul în care am intrat, în 1968, și care m-au învățat ceea ce am învățat de-a lungul timpului despre munca de arhivă, despre munca de documentare și faptul că sunt critic de film, nu cred că este foarte important pentru arhivă, pentru că arhiva nu este o pepinieră de critici, ci este un creuzet în care se forjează oameni dedicați filmului, conservării, catalogării, tuturor lucrurilor care aici au fost citate. Sigur că mi-ar fi fost foarte drag astăzi să le găsesc aici, pe colegele mele care sunt undeva în București, fie că e vorba de Silvia Borcan, de Dorina Țețu, nu știu dacă a apărut, era invitată, Geta Davidescu, Elvira Tănase, fete care au lucrat din greu și cu mare pasiune, pentru că, repet, munca de arhivă implică foarte multă pasiune. Vă mulțumesc! A doua diplomă de excelență a Arhivei Naționale de Filme este acordată doamnei Dana Duma, profesor universitar doctor în cadrul Departamentului Scenaristică, studii de teoria filmului al Facultății de Film din UNATC, critic de film care dactor în perioada 74-79 și ca editor senior în perioada 2010-2015, precum și ca prezentator al programului Cinemateca Liceenilor între 2012-2014, a adus o importantă contribuție la dezvoltarea educației și culturii cinematografice din România. O așteptăm pe scenă, dacă este în sală. E un loc în care eu vin destul de des, în ultimul timp, așa că nu ar trebui să fiu emoționată, dar evident că sunt, pentru că, așa cum zice, motivația sunt mulți ani pe care i-am petrecut în arhivă și în această sală. Ce pot să spun decât că mi-aș dori ca această sală să redevină un loc extrem de atractiv, un loc la care să se facă coadă și să se bată lumea să intre, să vadă filmele, un loc la fel de atractiv ca pentru eroii din filmul lui Bertolucci, The Dreamers. Ultima, dar nu și cea din urmă, diplomă de excelență a Arhivei Naționale de Film mi se acordă doamnei Aura Puran, critic de film, care a desfășurat o îndelungă activitate între 61 și 93, fiind pe rând documentarist, redactor, șef al serviciilor de documentare și catalogare și șef de redacție, precum și membru în Comisia de Documentare a Federației Internaționale a Arhivelor de Film. Mă scuzați, dar să nu se întâmple ca La La Land și alte titluri anunțate greșit. Dat fiind cele spuse de colegele mele mai tinere, Cristina și Dana, eu am să vă spun o poveste și deduceți dumneavoastră fiecare ce vrea. Terminasem facultatea în 60 și nu vreau deloc să mă duc să predau franceza într-o școală. Și căutam altceva. Era foarte greu să-ți schimbi repartiția, că erai obligat să te duci într-un loc anume. În sfârșit, printr-o conjunctură favorabilă, un șef de cadre de la învățământ care se sperie că am intrat acolo peste el 3 brunete deodată. Am fost brunetă, să știți. Și a fost atât de surprins încât ne-a primit cu mare bunăvoință. Și întrebându-mă ce noteam, au hotărât că merit eu un loc mai bunișor în București. M-a recomandat instituției care avea nevoie de traducător, mă rog, cine să le facă corespondența cu străinătatea. 3 luni a durat dosarul. Mi s-a făcut un dosar de cadre, nu exagerez, atâta. Și după atâta puricare, uite că a venit ca în basme refuzul. Adică ce refuz? N-am mai putut ocupa acel post, pentru că peste noapte cineva copilă foarte puternică l-a ocupat. Și atunci, eu manifestându-mi supărarea acolo la minister, la cadre, mi-au promis că nu mă mai obligă să mă duc undeva neapărat, ci să-mi găsesc eu în București și dacă îmi găsesc în București, îmi dau ei repartiție pentru orice. Bine. Fine del primo tempo. Secondo tempo. Toată familia mea, toate neamurile mele, caută și caută, cu înfrigurare, un post pentru fata asta care nu vrea să ducă profesoară. Și o mătușă de-a mea, cadrul universitar, află că la un institut unde n-aveau nimic de a face cu filologia mea, dar află că tocmai au angajat o profesoară de engleză. Și atunci se duce repede la persoana aceea și o întreabă unde a lucrat înainte? Oare-i liber locul acela? A rămas liber? Da, zice femeia și începe să explice că e vorba de Arhiva Națională de Filme, n-au zis. Și că iei tramvaiul pe Progresul până la gară și treci bariera și iei alt tramvai până la altă barieră și pe urmă o faci la stânga și ai grijă să nu te taie trenul. Mă rog, cunoașteți. Și gata. Du-te. Toată familia pe capul meu, nu cumva eu ce vreau să fiu, să mă întrețină mama acasă. Mă duc, ajung la al doilea tramvai, mă așez și în fața mea, așezată, o femeie bunicuță care scoate niște hârtii dintr-o geantă și începe să le citească. Și uitându-mă așa într-o doară peste umărul ei, văd antet Arhiva Națională de Filme. Ah, bravo! Are cine să mă urca să nu pușbui pe aici, pe la bariere. O întreb dacă merge la Arhiva de Filme, că uite și eu caut arhiva. Se uită bănuitor, mă rog, urmă cât am mers noi pe jos până la arhivă, mi-a pus tot felul de întrebări care m-au făcut să mă întreb, dar de ce mă descoase? Când colo era responsabila de cadre arhivei. Și când ajungem în fața porții, pe poartă ieșea Ada Pistiner, regizoare, viitoarea regizoare de film, pe care o cunoșteam, că fusese în colege, ea era la Română. A, ce face aici? Uite, așa și așa. Și atunci se întoarce către doamna cu cadrele și spune, ia-o neapărat că e foarte bună. Intră, mă prezintă la director, directorul mă descoase și el îmi face la urmă un compliment. Îmi place că nu te machiezi. Și mi se fixează o zi ca să vin să dau proba. Proba era să traduc o scrisoare. În franceză sau engleză. Bineînțeles că am preferat franceza, deși în facultate, trebuie să spun cu părere de rău, ne învățau cum se rostește un anumit cuvânt în secolul XIII și pormă în secolul XV, dar nu ne învățaseră să scriem o scrisoare oficială pe franțuzește. Am închis paranteza. Vin, dau proba, Ada Pistiner s-a agitat în jurul meu, hai odată, hai odată, hai odată, că am te-a văzut un film. Și ce am eu cu tine? Păi nu, că e un film italienesc netradus și tu știi italienește și să-mi spui și mie despre ce se vorbește. Și am intrat în sală și am văzut cu uimire filmul. Era La Strada, adică drumul, calea. Când s-a terminat filmul, eu buimăcită de frumusețea lui, pentru că până atunci nu văzusem așa ceva, la nivelul anului 61 era un lucru formidabil, întreb, Ada, așa filme vedeți voi aici? Oho, și încă și mai și. Și atunci mi-am spus în sinea mea, eu aici rămân. Orice ar fi, eu aici rămân. Și într-adevăr am rămas acolo 31 de ani, asta este, cu bune, cu rele, cu sculptorii inerenți, știți, cei care dau în tine așa și te mușcă, încearcă să te modifice, dar tu reziști și se zice că ești mai întărit din chestia asta, cu satisfacție, cu nesatisfacție, cu de toate. Îmi pare... Într-adevăr, au fost în arhivă câțiva oameni de mare preț și regret profund pierderea și a lui Dumitru Fernand și a lui Mihai Tolu. În sfârșit. Acum, la alte vremuri, alți oameni, sper să vină însă secția de filmologie, teatrologie sau cum se cheamă ea acum, să trimată oameni valabili în continuare. Doamne, excelent avem! Trecem la diplomele de onoare a Arhivei Naționale de Film. Prima diplomă de onoare se acordă doamnei Cornelia Tădângă, angajată a ANF din 77, șef birou Acces Colecții, cu recunoștință pentru devotamentul și profesionalismul adus instituției noastre. Vă așteptăm sus pe scenă. Bună seara! Dragii mei, sunt atât de emoționată. Au vorbit înaintea mea trei doamne pe care le iubesc. Am reținut de la doamna Corciovescu că Arhiva Națională de Filme a fost un creuzet. M-am integrat, am înțeles că trebuie foarte multă seriozitate, dublată de o modestie. Doamna Aura m-a fermecat pentru că mi-am amintit, istorioara, când 61 a venit la arhivă, pe absolut toți de aici vă respect. Pentru un moment m-am simțit în anii 70, când au vorbit colegele mele și ce să vă spun, nu mai e nimic de adăugat, decât că sunt un om foarte, foarte emoționat și fericit. Și ce să spunem, că arhiva o să trăiască probabil cât va fi Tera. Vă mulțumesc din suflet că mă uitați. Cea de-a doua diplomă de onoare a Arhivei Naționale de Filme se acordă, iată, în sfârșit, domnului Ștefan Vârpan, angajat al ANF din 79, maestru în cadrul serviciului atelier mecanic. Să vă mai spun și eu față de doamnele care au vorbit în fața mea. Am și eu emoții ca și colegile mele și, scurt, să ne vedem la centenar. Se acordă diploma de onoare a Arhivei Naționale de Filme doamnei Niculina Sandu, controlor film, angajată ANF din 79. Și vreau să spun că eram așa de tinere și de emoționate, sorbeam fiecare cuvânt, stilul vestimentar, comportamentul acelor doamne premergătoare, adică înaintea noastră. Sunt foarte emoționat. Și ce să vă spun, mai am 2 ani și ies la pensie, am îmbătrânit în Arhiva Națională de Filme și ne vom da străduința ca să rămână și să dăinuie. Angajați noștri. Următoarea diplomă de onoare a Arhivei Naționale de Filme se acordă doamnei Florica Sima, șef atelier control film, angajată ANF din anii 80. Arhiva, să trăim, să fim sănătoși cu toții și să ne întâlnim la 70 de ani. Mulțumesc pentru că nu pot să spun mai mult. Ultima diplomă de onoare, dar nu cea din urmă, se acordă doamnei Ileana Bratu, controlor film, angajată ANF din 84. Mulți ani, Arhiva, din tot sufletul vă doresc și atât, am emoții, nu pot să mai mulțumesc. Acestea fiind spuse, încheiem gala Arhiva Națională de Filme 60 de ani, în speranța că ne vom reîntâlni aici, la Cinemateca Eforie, pe 4 iulie 2018, când Arhiva își va sărbători 61 de ani de viață și, de ce nu, mulți ani de aici înainte. Încheiem gala, dar nu înainte de a vă invita, evident, la film. Vă oferim în această seară proiecția într-o nouă copie digitală, subtitrată în engleză, a unei capodopere a cinematografului românesc, La moara cu noroc, de Victor Iliu, lansat în 57, adică exact în anul în care a luat naștere Arhiva Națională de Filme a României. Adaptarea cinematografică a lui Victor Iliu, după novela clasică a lui Ioan Slavici, este precedată de proiecția primei vederi românești, altfel spus, a primei filmări realizate în România, pe data de 10 mai 1897, semnată de operatorul francez Paul Menu. Filmul a fost restaurat la aniversarea 120 de ani de la acest eveniment de referință al istoriei cinematografului românesc în laboratorul ANF. Vă doresc vizionare plăcută și o seară minunată în continuare!